Hai la balcon. La auzi? A? Nu în geamă, din post, stai să fac. Hai. Omul s-a auto-închis după gratii și vrea să obțină locuința. Și ești asediat, da? Da. Tu nu filmezi? Ba da. Deja? Da. Oftez? Păi sigur că oftez, fiindcă situația așa mă impus. Eu din 2002 m-am angajat la Lumin Tehnica. Și în 2004 m-au pus la reședință într-un bloc care le aparține societății orbilor. Blocul se află pe 70 bar 4 aici, mai departe. 50... Tot Pietrarilor? Da, nu, șoseaua Hâncești. Aha. Plus la asta, în 2006, adică e blocul celălalt reconstruit din cămin. Atunci era cămin când eu am fost pus la reședință. În 2006 l-au reprofilat în spații locative, în apartamente, 48 de apartamente cu două scări. Eu am rămas la reședință tot în apartamentul 3. Apartamentul cel s-a repartizat alte persoane. L-au privatizat, tot legal. Eu iarăși am rămas tot acolo cu copilul. Eu cu copilul stau acolo la reședință. Copilul tot e cu probleme de da, vedere. Copilul tot, din păcate, are dizabilități vizuale, tot e gradul întâi pe vedere. Doar că el are un rest de vedere, eu nu mai am deja. Uh-huh. Am pierdut tot ce e posibil. Doar lumină văd. Eu m-am adresat din nenumărate ori și verbal. Verbal m-am adresat fără niciun rezultat absolut. Cu asta ceau. Da, bine. Verbal ce? Cereai condiții mai bune de trai? Da, desigur, ceream că... Da, înscris n-ai încercat? Înscris m-am adresat, dar eu sigur că... Adică ei nu se prezinte cererile mele. Ei, dar dumneata ai copii, poate, nu? Iată, nu știu, trebuie să mă uit pe acasă, cred că ceva este. În anii trecuți, când? Da, după ce te-ai angajat? Da. Ei, verbal mi-au spus, uite... Strada Petrarilor 2A, noi o să facem un cămin. Se refereau la asta? Da, anume la sediul ăsta, la spațiul ăsta. O să facem un cămin și o să vădăm persoanele care ați rămas în afara rândului, care ați rămas fără spațiul locativ, da? Nu vă sunt îmbunătățite condițiile de trai. Și sunt mulți în situația asta? Sincer, nu pot să spun numărul. Dar știi, colegi care mai vor. Da, știu. În 2010 a fost deschiderea. Căminului, da, știu, da. Cu fel de fonduri corect, internaționale, corect. Da. Turcia, Slovacia, nu mi-am amintit așa concret. Când am încercat eu să intru la deschidere, fiindcă asta e a societății orbilor, adică eu am tot de... Ești membru. Sunt membru, da. Uh-huh. Am încercat să intru, pe mine pur și simplu m-au dat afară ca pe un câine. Adică să nu văd, eu am văd doar să intru și să văd care este. Să asiști, să vezi, da. Da. Stau la deschidere. N-avea nicio altă pretenție. Nu. Și eu am început iarăși să întreb, zic, oameni buni, zic, iată situația. Aveți spații, etc. Eu am copil, haideți să facem, soluționăm cumva problema, fiindcă, într-adevăr, situația e gravă. Cu copilul este necesar să plecăm la intervenții chirurgicale în Italia, Roma, la Bambino Gesù. Copilul acolo se trapează, stă la evidență la medici oftalmologi. Și vă dați seama, în Italia, acolo tu ești nimeni, ești tranier, nu ai niciun drept
l-am deschis sau nu știu eu ce l-am. Adică asta sunt cheltuieli enorme. Bun, Vitalie, dar ce s-a întâmplat iată azi, azi noapte? Ce ai de ce să faci? Și m-am adresat din nenumărate ori, eu tot vedem că este schival de răspuns, m-am adresat cu cer înscris în luna aprilie. Iată, anul ăsta? Da, da, anul ăsta, luna aprilie. Iată, deja, slavă Domnului, suntem în luna septembrie. Niciun rezultat. Nu reacționat nici pozitiv, nici negativ. Și păi nu sunt obligat să răspund la cerere într-o lună? Desigur, desigur sunt obligați. Și astăzi eu am hotărât să fac binevol, fiindcă ei mi-au încălcat toate drepturile posibile. Dreptul omului este încălcat flagrant. Ei nu fac nimic. Dar pentru ce folosesc iar apartamentul ăsta în care ești nătac? Mai la ce îl folosesc? Mai, din luna mai până data de ieri, până marți, stați citat a fost. 13, azi e 14. Eu achitam aici câte 50 lei pe zi. Și stăteai ca și cum la hotel sau în gazdă. Da. Adică faptul că eu achit, eu am dreptul să stau. Dar gata, eu nu mai am bani. Dar lucrez la Lumintec. Și ce? Iată, eu am primit... Eu nu vreau să vă... Mi-e rușine să vă spun că salariul este mizer. Este mizer. Deci nu se ajunge că... Avem 30 de zile în lună, câte 50 de lei facem 1.500. Dar plus la asta mai trebuie să mănânci. Și eu sunt unul până când. A, deci 50 de lei pe zi? Pe zi, da. Mm-hmm. Adică 24 de ore. Mult. Fie mult, fie puțin. Bun, și dar care e ideea? Ne-a intrat și da. Eu ce cere acum? Eu acum cer să-mi fie repartizat apartamentul ăsta, pe drept, legal, fiindcă eu am fost dat afară. Eu am fost... Nu-i puțin că mi-au încălcat drepturile mele, dar au încălcat și drepturile copilului. Copilul are dizabilități vizuale, el ar trebui să meargă la o școală specializată pentru persoane cu dizabilități. Școala asta se află pe Vlaicu Părcălab cu București. Este un liceu și eu până acum am stat în gazdă în Cojușna, doar că, mă rog, când mai aveam rest de vedere, eu mai puteam să mă mai discurc la casă, la sol. Dar acum, din păcate, nu mai pot. Nu-mi permit sănătatea. Și eu am hotărât să fac pasul ăsta, fiindcă ei de chirie, adică să-mi dea în chirie, au dreptul să cazeze, sunt persoane care lucrează tot la întreprindere aici, care sunt cazate gratuit. Eu tot sunt membru, tot lucrez la întreprindere, dar eu nu sunt gratuit cazat. Adică nedreptățile astea sunt deja prea multe. Prea multe. Și am făcut pasul ăsta fiindcă eu vreau un viitor pentru copil.